Analiza măsurilor pentru îmbunătățirea calității aerului stabilite de 9 state din cadrul Uniunii Europene va avea ca termen de răspuns jumătatea lunii martie 2018. Alături de România au mai fost vizate să prezinte demersuri în direcția reducerii poluării aerului alte 8 state, respectiv Cehia, Germania, Spania, Franța, Italia, Ungaria, Slovacia și Marea Britanie. În urma unei reuniuni la nivel ministerial cu oficialii din cele 9 țări, desfășurată la Bruxelles în data de 30 ianuarie 2018, Comisia Europeană a avertizat statele vizate că riscă sancțiuni pentru nerespectarea normelor privind calitatea aerului. Dorința majoră a comisarilor europeni este protejarea vieții cetățenilor bătrânului continent, țelul suprem al acestora fiind eliminarea poluării din rândul cauzelor ce provoacă pierderea de vieți omenești.